Meditație la Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, capitolul 1, versetul 17. Deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Aceasta este Evanghelia. Descoperirea puterii dragostei lui Dumnezeu, care mântuiește pe om prin credință, nu prin faptele lui bune. Mântuirea sau neprihănirea este darul lui Dumnezeu pe care omul îl primește prin credință și care duce la credință. De la început până la sfârșit, totul depinde de credință. De la credința în făgăduințele Vechiului Testament, la credința în împlinirea lor. Singură credința duce la viață, singură credința trece sufletul din împărăția întunericului în împărăția luminii, singură credința apropie pe om de Dumnezeu și pe Dumnezeu de om. Numai prin credință putem trăi taina nașterii din nou, numai prin credință ajungem la neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. În ea, adică în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Numai sufletul acela care a ajuns la neprihănirea primită prin credință înțelege cu adevărat Evanghelia. Când Domnul Iisus învăța pe ucenici să se ferească de neprihănirea fariseilor, cum zice în Matei 5:20, le-a arătat de fapt neprihănirea cea adevărată care este darul lui Dumnezeu și care se primește prin credință, spre deosebirea de neprihănirea pe care omul vrea să o dobândească prin sforțările lui, prin faptele lui bune, așa cum făceau fariseii. Despre Luther se spune că până nu cunoștea adevărul despre har, ura pe Dumnezeu, fiindcă cerea oamenilor o neprihănire pe care ei nu puteau avea, socotind că neprihănirea constă din fapte pe care noi le facem. La 22 de ani, Luther își întrerupe studiile de drept și intră într-o mănăstire augustină la Erfurt, ca să dobândească pacea prin fapte. Își îndeplinea îndatoririle de călugăr cu conștiinciozitate, postea, priveghea și chinuia trupul. Dacă vreun om, zicea el, ar fi intrat în cer prin viața de călugăr, eu ar fi trebuit să fiu acela. Dar cu cât mă chinuiam să-mi liniștesc cugetul prin post, priveghere și rugăciune, cu atât mai puțină odihnă și pace aflam. Și această stare a durat până când a descoperit versetul de mai sus, adică Romani 1:17, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris. Cel neprihănit va trăi prin credință. Tot Luther spunea, eu eram foarte dușman cuvântului dreptate, adică neprihănirea lui Dumnezeu, căci după obiceiul tuturor învățătorilor fusesem instruit să înțeleg dreptatea asta așa cum Dumnezeu este drept și pedepsește pe păcătoși. Deși eram om cinstit, mă simțeam totuși mare păcătos înaintea lui Dumnezeu. De aceea nu iubeam deloc pe Dumnezeu cel drept și mânios. La urmă am recunoscut că prin Evanghelie se descopere dreptatea, adică neprihănirea, care valorează înaintea lui Dumnezeu, în care Dumnezeu ne justifică din har și milă, cum scrie, cel neprihănit va trăi prin credință. Imediat m-am simțit ca nou născut. Am găsit ușa deschisă a paradisului. Neprihănitul trăiește prin credință, nu prin neprihănirea sa. Și credința este tot darul lui Dumnezeu. Cine dorește să aibă credința care duce la neprihănire, să se apropie de Domnul Iisus Hristos, și El îl va ajuta, adică îl va izbăvi de necredință și de păcat. Chiar și faptul că un suflet se apropie fără credință de Domnul Iisus este tot un act de credință.
Apropierea de Hristos înseamnă viață și credință, înseamnă neprihănire și odihnă. Hristos produce credința în noi și prin credință intrăm în starea de neprihănire pregătită de Dumnezeu. Părăsim terenul sforțărilor mele de a mă face mai bun și mai drept și intrând pe terenul lui Dumnezeu, adică ceea ce a făcut El pentru mântuirea mea, iată Evanghelia cea adevărată, iată harul în toată splendoarea Lui. Domnul Iisus a luat locul nostru, cei ce nu puteam să plătim și să înfăptuim noi pentru mântuirea noastră în fața dreptății lui Dumnezeu, a plătit și a înfăptuit El. Fie-i binecuvântat numele. Noi numai atât avem de făcut, să primim ceea ce a făcut El pentru noi. Dumnezeu ne vede prin Hristos. În fața Lui, Hristos a luat locul pe care trebuie să-L luăm noi și astfel suntem îndreptățiți, adică justificați, și moartea sa reprezintă îndreptățirea noastră. Să-L primim pe Domnul Hristos, căci El este neprihănirea noastră. Să înțelegem adevărul acesta și să ne hotărâm cu adevărat pentru Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul!